De la 1 martie, programul de lucru al compartimentului avizare-autorizare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bihor se modifică. Astfel, din 1 martie, operatorii economici și reprezentanții instituțiilor pot să se prezinte pentru avizare-autorizare luni, miercuri și joi, între orele 9-14. Amintim că, după tragedia din colectiv de la București, inspectoratele pentru situații de urgență din țară au fost asaltate de cereri pentru avizare sau autorizare. Mulți patroni de localuri de diferite tipuri, dar și directori de instituții publice exprimându-și voința de a intra în legalitate cu actele ce atestă măsurile luate împotriva incendiilor.